făcând o comparație cu Uniunea Europeană, sunt mici. Eu mi-aș dori salarii mult mai mari și la asistenți și la medici. Sunt oameni care au grijă de sănătatea noastră, care ne îngrijesc. Am spus-o și eu mai repet încă o dată. Ar trebui o lege foarte clară în ceea ce privește sistemul de salarizare din sistemul sanitar, pentru că chiar și cu aceste ordonanțe date, cu creșterile salariale, încă au rămas anumite disfuncționalități în sistem. Părerea mea ar trebui știut foarte clar pe segmentul sănătate cât trebuie să câștige un asistent medical generalist, cât câștigă un medic specialist, cât câștigă un medic primar și așa mai departe. După care să vină cu cealaltă parte. Orele de gardă, nu știu, criterii de performanță, facem 5 operații, 10 operații, lucrăm în ambulatoriu și așa mai departe. Nu am dezlușit lucrurile astea, dimpotrivă sunt de acord și mulțumesc tuturor că salariile s-au mărit la tot ce înseamnă sistem medical, îngrijitoare, infirmiere, asistenți medici, dar n-am ajuns la o uniformizare și o situație foarte clară în ceea ce privește salariile. Eu cred că este mai mult loc de creștere pentru medici. Cred că trebuie să le mulțumim ce au făcut pentru noi și ce o să facă în continuare. Singura problemă, din punctul meu de vedere, nu știu, personală, cred că în momentul de față, în Spitalul Județean, există o problemă de comunicare în ceea ce privește relația între manager, șef de secție și celălalt personal. Păi dacă le scrii pe documentele de serviciu, veniți cu soluții, că nu-i spitalul meu? Una din recomandările mele, domnului manager, a fost să existe și să facă o mai bună comunicare cu adjuncții, cu directorul medical, cu directorul de îngrijiri, cu șefii de secție și să-și facă un plan. N-am întrebat de câte ori face comitet director medical, n-am întrebat... Cu cine să aibă mai bună comunicare? Stați un trei nu fiu prost. Cu toți șefii de secție. Ați fost la ședința aia la Consiliul Medical sau asta unde directorul din îngrijiri spunea managerului stea sub masă și managerul era băgat sub covor, nu sub masă? Adică presupun că știți, măcar din consilierii județeni care vă sunt atât... Nu, dar presupun că știți, de exemplu, că managerul e așa, e timorat, fuge săracul când vede directorul din grijie, directorul medical. Noi vorbim de principii și ce ar trebui păi, să facă. Legat de managerul ăsta, că dumneavoastră l-aveți în subordine pe... Spuneți că dumneavoastră ați recomandat să aibă o relație de comunicare mai bună cu directorul din grijie. Faceți mișto acum? Nu. Pe bune? Nu. Haideți. Păi poate ar trebui să rugați pe altcineva să aibă mai bună comunicare cu managerul și să fie mai blând cu el. Nu mă referam doar la directorul de îngrijiri, ci mă referam la tot ce înseamnă conducerea spitalului și mă referam și la șefii de secție. Pentru că eu la acea ședință, în conferința de presă, directorul de îngrijiri medical îi spunea directorului medical, taci din gură și lasă-mă să vorbesc. Deci astea cu... V-am spus, presupun că le-au zis și dumneavoastră, nu? Bun.